Sunt suflete care au nevoie de iubire, dar nu au avut norocul de mici să ajungă într-o familie. Zeci de câini și pisici din adăposturi și-au găsit însă un loc care să fie acasă. Pe arena națională a avut loc cel mai mare târg de adopție, așa că patru pe zi au cucerit imediat pe vizitatori. Pentru cei mai mulți câini prezenți pe arena națională, această zi a fost și ultima pe care au petrecut-o în adăpost. De acum au o familie care este pregătită să le ofere toată iubirea. Este și cazul acestui cățeluș care a cucerit-o imediat pe viitoarea sa stăpână. De ce l-ai ales tocmai pe el? Pentru că îmi place de el. Ce o să faci primul lucru cu el când o să ajungi acasă? O să-l spălăm și o să-l îngrijim, că e puțin murdar. Pentru familia lor este o premieră adopția unui animal. De ce ați ales să adoptați astăzi un câine? Pentru că și ei sunt suflete și au nevoie, nu este necesar pentru noi neapărat în familie să aducem un câine de rasă, considerăm că și ei sunt suflete și au nevoie de o șansă. Cum era de așteptat, vedetele târgului au fost pui. Deocamdată ne uităm, vedem ce alegeri avem la îndemână. Fiind la apartament, trebuie unul mai micuț pe chinez, e mare. Crește mare, trebuie să luăm în calcul și lucrul ăsta. Îți place vreunul dintre ei? Da, ăsta de aici. Te-ai împrietenit deja cu el? Da. Vrei să-l iei acasă? Da. De ce vrei să-l iei acasă? Că e frumos. Avem unul deja acasă și mai vor copii încă un animal. Noi am vrea o pisicuță, dar copiii vor un cățeluș, așa că ne uităm la un puiuț. Poate-l luăm amândouă. N-ar fi exclus. Îmi place ăla cu... mai maro așa. De ce-ți place ăla? Pentru că e foarte jucăuș. Și am un câine la fel ca asta, aceeași culoare. În adăposturile ASPA se află peste 1200 de câini care așteaptă să aibă o familie. Să organizăm astfel de târguri este extraordinar de important, pentru că în acest fel ei își pot găsi familii. Oamenii vin aici, îi cunosc, interacționează cu ei și iată, micuțul ăsta când se uită așa la tine și când te iubește, n-are cum să nu te convingă să-l iei acasă. Cine vrea să adopte un animal trebuie să știe că procedura este extrem de simplă. În primul rând trebuie să existe chimie cu patrupedul. Mai apoi se completează un formular, iar după aceea putem să plecăm acasă cu animăluțul pe care ni l-am ales. Cei care adoptă trebuie să știe că asta înseamnă o responsabilitate pe viață, iar patrupedele trebuie îngrijite asemenea unui copil.